Pasagerii care fac scandal în avion vor fi trecuți pe o listă neagră a companiilor și nu vor mai putea să călătorească. Hai să cheamă poliția! Agenția Europeană de Siguranță a Aviației a declanșat o campanie fără precedent prin care anunță pasagerii că vor fi aspru pedepsiți atunci când sunt vinovați. Campania se adresează și în România și au aderat la ea cele mai importante companii aeriene. Statisticile arată că o asemenea campanie este necesară, mai ales că românii sunt printre cei mai scandalagi călători cu avionul. La fiecare 3 ore, un pasager turbulent pune în pericol siguranța unui zbor din Uniunea Europeană pe fondul creșterii cu 34% a incidentelor de acest fel doar în ultimul an. Potrivit Agenției Europene de Siguranță a Aviației, 1000 de curse pe an au probleme din cauza pasagerilor aflați sub influența băuturilor alcoolice, iar peste 70% dintre incidente se termină cu agresiuni fizice. Mai mult, odată pe lună, un avion aterizează din cauza celor care își aprind țigări la bord, deși acest lucru este interzis. Conform prevederilor Convenției de la Tokyo, pilotul poate interzice accesul pasagerilor turbulenți la bord și poate dispune chiar să fie dați jos din avion înainte de decolare. În aceste cazuri grave, pasagerii pot fi puși să plătească cheltuielile suplimentare ale companiilor.